Eu cred că în colaborare cu partenerii noștri europeni, noi vom reuși să realizăm programul nostru care ne dă de, legat de acordul de asociere și ne obligă ca noi să lucrăm mai mult și dacă tindem să devenim membri a Uniunii Europene, astăzi situația ne impune, ne obligă ca noi să ne pregătim pentru aceasta. Fiindcă s-a schimbat deja accentul din partea partenerilor și a Uniunii Europene că vor fi acceptate țările care sunt pregătite pentru a deveni membri a Uniunii Europene.